O societate din subordinea Consiliului Județean Cluj, Hotelul Universite, are 3 liberali în noua echipă managerială. Mariana Leș, fost consilier județean PNL și actual vicepreședinte PNL Cluj, este noul director general. Aurelian Mureșan, fost viceprimar PNL al municipiului Dej, este unul dintre cei 2 directori adjuncți, iar Brândușa Chiorean, vechi membru PDL, este cel de-al 2-lea director adjunct. Toate funcțiile au fost ocupate prin concurs organizat de Consiliul de Administrație al societății, concurs ce s-a finalizat luna trecută. Vechiul director al Universite, Valentin Lungu, a concurat și el pentru ambele posturi de director general și director adjunct, dar nu a obținut niciunul. Odată cu Valentin Lungu, a plecat de la conducerea Universității Cluj și fostul director adjunct Viorel Luca, membru PSD, care a ocupat această funcție în 2012, când USR era la putere. Noul director general al Hotelului Universității, Mariana Leș, este acționar la alte 2 societăți de turism din Cluj, Hotel Topaz și Hotel Meteor. Societățile din subordinea Consiliului Județean Cluj au organizat concursuri pentru posturile de conducere, după ce în toamna anului trecut Forul Județean a numit noi administratori în toate aceste entități. Hotărârea respectivă a fost atacată de vechi directori în justiție, dar Consiliul Județean a câștigat procesele. În luna mai 2018, o altă societate din subordinea Consiliului Județean Cluj, Compania de Apă Someș, și-a schimbat directorul. Călin Neamțu este noul manager al acestei societăți.